Acești tipi încalcă legile fizicii. Haideți să clarificăm cine este capra de munte și cum e capabilă să domine munții atât de bine. Cum vă pare așa început de zi? Tipic, diminețile lor încep așa, așa sau așa. Acești alpiniști blănoși locuiesc în locuri în care, de la o singură privire în jos, îți cade inima în călcâi și tot corpul îți tremură incontrolabil. Dar se pare că lor le este tot una. Cine sunt ei? Parcă capre, parcă antilope. De fapt, nu sunt chiar capre adevărate. Aceste animale aparțin propriului gen, capre de munte sau capre de zăpadă, singurele de felul său. Cea mai apropiată ruda lor este, cât de straniu n-ar suna, dar boul moscat. Sunt niște animale destul de mari, care cântăresc aproape 100 de kilograme cu înălțimea până la 110 cm, iar datorită hainelor albe pe care le poartă pot fi confundate cu urși polari, care se mișcă încet printre stânci. Deși oricare urs polar ar invidia așa picioare musculoase care cu ușurință ridică corpul de loc ușor tot mai sus și mai sus. Uitați-vă cum se ridică pe margini fără vreun efort. Poate chiar și să înceapă să fugă ridicându-se pe stâncă în sus. Corpul care pare turtit prin părți doar le prinde bine, oferindu-le un centru de greutate scăzut și permițându-le să se țină mai aproape de stâncă. De aceea, caprele de munte merg ușor și cu încredere de-a lungul marginii abisului. Pot să facă chiar și asta, un adevărat sportiv extrem cu coarne. Dar nu doar mușchii lor sunt de invidiat, ci și copitele. Uitați-vă, sunt duble și se îndepărtează după necesitate. Partea lor centrală, care este moale, ține contactul ferm cu suprafața, luându-i forma. Asta creează efectul tălpii de cauciuc. Partea exterioară, care este dură și tare, permite să se sprijine chiar și de cea mai neînsemnată proeminență. De aceea, caprele de munte pot atât de ușor să se cațăre atât în sus, cât și să coboare în jos. Sunt capabile să sară la câțiva metri în jos și să nu cadă. Nici zăpada adâncă nu le deranjează, căci este elementul lor nativ, ca și în timpul înghețurilor de la minus 40 de grade, de la care sunt salvate cu căldura blănii pe care o poartă. Primul strat e alcătuit din blană foarte densă și fină, care menține temperatura corpului și rezistă aproape oricărui îngheț. Anume, datorită acestui fapt, caprele de munte pot urca la înălțimi de peste 3000 de metri. Coboară numai dacă nu pot să ajungă la iarba, de sub zăpadă sau după sare. Acest mineral este vital pentru capra de munte și deficiența lui afectează toate sistemele, inclusiv și aparatul vestibular. Deci, pentru a ajunge la sare, caprele sunt gata pentru orice. Ele vor urca cu ușurință pe cea mai abruptă stâncă dacă vor găsi pe pereții ei ceva sărat. Așa fac atât adulții cât și puii, deși vara au inventat o modalitate mai simplă de a compensa acest lucru. Spre vară, ele pierd în blana. E ușor să te supraîncălzești când porți o haină atât de groasă. De aceea, uneori, caprele de munte arată astfel. De fapt, acestea sunt niște animale cu caracter. Ele îi detestă pe cei care încalcă frontiera. Dacă urcați o stâncă, cu siguranță veți da de un polițist de frontieră cu coarne, iar dacă ați reuși să vă furișați până în vârf fără a fi observat, atunci nicio capră care se respectă nu va tolera asta și repede vă va alunga de acolo. Chiar dacă veți fi observat la poalele muntelui, capra nu se va liniști până nu va da afară de pe teritoriul său oaspedele nepoftit. Uitați-vă cu câtă încredere în sine capra se ridică și începe să-și demonstreze puterea. Doar asta e îndeajuns ca omul să plece, nici nu trebuia să-și pună coarnele în acțiune. Acestea ajung până la 30 de cm în lungime și sunt foarte ascuțite, așa că animalul poate provoca cu ușurință o traumă destul de serioasă. Chiar și între ele, în timpul luptelor, nu cedează, încearcă să se străpungă cu coarnele. Femelele nu sunt deloc inferioare masculilor în așa situație. În plus, ele sunt atât de agresive că masculii se apropie de doamne doar în sezonul împerecherii. Fac asta cât se poate de calm, căci dacă nu-i va plăcea femelei, poate să primească o pereche de coarne dir. În general, domnește matriarhatul și chiar și caprele tinere îi domină pe masculi. Și nu știu sigur de ce aveți nevoie de această informație, dar pentru oarecare eventualitate, să știți că masculii și femelele se pot diferenția după forma coarnelor. Chestia e că femelele au coarnele mult mai subțiri și se curbează mai aproape de vârf. La masculi, curba începe cam de la jumătate, așa că în caz că vă va ataca o capră de munte, veți ști măcar genul ei. Deși uneori ele pot să simpatizeze oamenii și să reacționeze astfel, dar asta este doar o excepție de la reguli. E clar că prădătorii n-ar trebui să spere la o cină pregătită din capră de munte, chiar și puma. Aceasta i-a prins surprindere capra, dar ea se apropie de marginea stâncii.
ei. Nu se gândește să se lase bătută și contraatacă cu coarnele. Apoi, datorită supercopitelor sale, încearcă să ocolească prădătorul. Dar nici pisica nu se lasă ușor. Ea ocupă poziția de apărare. Din nou are loc un schimb de lovituri și puma înțelege că și-a ales o cină peste puterele sale. Așadar, aceasta se retrage. Însă pe acele meleaguri se mai găsesc și vânători de genul ăsta, cu care nu poți să lupți așa. Pe un loc deschis, caprele ușor fug de urs, chiar dacă au și iezi. În cazul dat, ursul trebuie să le pregătească o capcană. Uitați-vă ce ghiare are acest grizzly, deși chiar și în capcană, capra de munte împreună cu iedul său găsesc un loc în care ursul n-are cum să îi ajungă. Grizzly s-a gândit un pic și a decis să se retragă. Să nu credeți că caprele de munte sunt ideale în acest sens. 20% dintre capre mor căzând de pe stânci. Ce ține de habitat, acestea pot fi găsite doar în America de Nord, unde au ales munții din vestul continentului. Deși în ziua de azi se numără peste 120.000 de indivizi, specia lor nu se află pe cale de dispariție. Este controlată și protejată de stat. Inaccesibilitatea habitatelor de către om le permite să ducă o viață liniștită. Până când? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Iată cât de uimitoare și neobișnuite s-au dovedit a fi caprele de munte. Scrieți-ne în comentarii despre cine vreți să fie următorul episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!